Fără reglementarea conflictului transnistrean, noi nu avem o perspectivă mai bună de dezvoltare. Dar definiți-o astăzi, reglementarea, domnule Tarlu. Acolo unde deja și acele formate politice, de fapt, cumva erau promovate ca probabile opțiuni de soluționare, acum cad pe fonul acestui război din Ucraina. Nu chiar sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Noi nu suntem partea conflictului militar în Ucraina. Nu suntem, dar vorbim despre formatul 5+2. Da, formatul 5+2 nu are nimic cu conflictul armat din Ucraina și dacă va fi dorința, în primul rând, de la Chișinău. De aici trebuie să fie inițiativa. Nouă ne trebuie. Noi pledăm pentru suverenitate, independență, integritate teritorială și dezvoltarea statului bunăstare. Pentru telespectatori, atunci să definim ce presupune formatul 5+2 ca țări implicate. Vă spun, în acest format 5+2 avem parte a formatului Chișinău, Tiraspol, adică Republica Moldova, regiunea transnistreană, este Federația Rusă, Ucraina și OSCE. Și atunci într-o zonă în care un consens... Dar plus 2, în calitate de observator, este Statele Americii. De fapt, aici vreau să ajung pe fondul anume consensului politic, da, care poate fi asigurat într-o perioadă în care este o zonă de război. Și doi actori în acest format de remediere a conflictului transnistreanei sunt implicați. De unde, de fapt, și-am formulat întrebarea în această manieră? Uitați-vă, părerea mea, din ce cunosc eu, interesul principal major și inițiativele trebuie să intervină de la Chișinău, din Republica Moldova. Doi, cheia principală e la Chișinău. Principală. Doi. Și în care instituție? Cheia organele de stat centrale. Vorbesc de președinte, vorbesc de parlament, vorbesc de guvern. Asta e echipa principală, cheia principală. Trebuie să ai voință politică, trebuie să ai dorință, trebuie să ai capacități, trebuie să ai profesionalism să faci acest lucru. Și atunci e posibil. Doi. O a doua cheie puternică a rezolvarea conflictului transnistrean este la Moscova. Federația Rusă. Dacă Chișinău o dorește, și atunci vede doar numai separatiști, bandiți, hoți la Tiraspol sau nu știu ce acolo ea și nu iese nici într-o discuție, nici la un dialog, atunci scuze, cu forța noi nu o hotără. Uitați, au încercat... Dar de ce nu s-a dorit atunci, domnule Tarlu, Vă spun, au încercat Ucraina să hotărască în Donbass și în Lugansk, cu forța. Și la ce a ajuns? Tot așa și aici. A încercat Saakashvili în Georgia cu Abhazia. Și unde a ajuns? Moldova poate reglementa conflictul transnistrian, poate avea o țară integră, teritorială integră, doar la masa de negocieri, de tratative și cu o idee, cu o poziție clară. Însă, în momentul când autoritățile Chișinău nici nu discută cu Federația Rusă, un actor important ca garant în rezolvarea acestui conflict, de care reglementare poate fi vorba, cu forța, prin forță militară, NATO, nu NATO, cosmică, terestri sau cosmice, nu se rezolvă cu forța conflictul transnistrean. Bățul are două capete.